Salut! Începe istoria cu Virgil, episodul 14. Bum! Am văzut în episodul precedent cum spre sfârșitul războiului oamenii politici români au considerat potrivit să întoarcă armele împotriva Germaniei naziste. Doar că asta vine la pachet cu acceptarea condițiilor puse de URSS, care avea planuri mari pentru noi. Partidul Comunist Român fusese trecut în ilegalitate pentru că făcea jocul rușilor împotriva interesului național. Așa că avea doar 99 de membri la venirea Armatei Roșii în România. Din aproape în aproape, împinși de la spate de sovietici, își fac cumva loc în funcțiile de conducere. În martie 45, polonezul Vyshinsky, adjunctul pe probleme externe al URSS trimis de la Moscova, vine cu niște basme la rege că trebuie să-i pună la guvernare pe comuniști. Mihai zice că stai că noi avem o Constituție, dar rusul nu era într-o dispoziție prea democratică la ora aia. Cere dezarmarea unităților românești, Palatul Regal este survolat de avioanele sovietice și capitala este ținută sub controlul trupelor ocupante. Regele este deci constrâns să-l pună prim-ministru pe Petru Groza, o marionetă care se va dovedi foarte utilă și fără nicio mustrare de conștiință. Nu se stă la povești, oamenii sunt puși pe treabă. La înscăunare, Groza primește un plan pe 3 ani pentru comunizarea României, care cuprindea, printre altele, lichidarea partidelor istorice și înființarea securității pe modelul NKVD-ului sovietic. Cel care va guverna de fapt România este omul rușilor, Vyshinsky. Guvernul Groza era doar de fațadă, o unealtă. Opinia publică și instituțiile încă democratice se revoltă în fața abuzurilor și, încurajat de americani, Mihai refuză să mai semneze decretele guvernului și intră în grevă regală. În noiembrie 46 se organizează alegeri. Electoratul român era clar anticomunist. Apar manifestații de susținere a regelui, liderii partidelor istorice în frunte cu Maniu și Dinu Brătianu avertizează că băieți, fiți atenți că ăștia al de Groza se pregătesc să măsluiască alegerile. Vyshinsky cere minionilor comuniști un procent de 70% ca să facă impresie bună când dă raportul la Moscova. Dar băieții se întrec pe ei și obțin un incredibil, la modul cel mai nesimțit, 80%, asta pentru că au numărat la ei și voturile țărăniștilor, care ar fi obținut majoritatea de fapt. Da, acum plânge-te dacă ai cui. Și dacă au ajuns pe drept reprezentanții poporului, se începe punerea în aplicare a adevăratului program de guvernare. Adversarii politici sunt judecați pe repede înainte și condamnați. Ion Antonescu și o parte din oamenii lui de conducere sunt executați la 1 iunie 46. Urmează și alții. Cenzura. Până în 48 sunt interzise 8.000 de publicații periodice, titluri de cărți și autori. Epurări pe modelul stalinist, procese înscenate cu judecători, avocați, martori, tot ce trebuie, numai să meargă repede condamnările că nu e timp. În 47, liderii Partidului Național Țărănesc, cea mai puternică opoziție, sunt arestați. Adunarea deputaților, prezidată de Mihail Sadoveanu, hotărăște dizolvarea PNC, iar cei mai importanți membri sunt condamnați, printre care și Iuliu Maniu și Ion Mihalache, la închisoare pe viață. Urmează la rând și PNL-ul, iar PSD fuzionează cu comuniștii. Pe 30 decembrie 47 este constrâns să abdice și regele. Palatul Regal este înconjurat cu trupe înarmate, Gheorghiu Dej și Petru Groza îl șantajează cu viețile a 1000 de studenți arestați la manifestațiile promonarhiste și Mihai nu mai are de ales. Semnează actul prin care renunță în numele casei regale la orice pretenții de a conduce țara pentru totdeauna. Imediat e proclamată Republica Populară, iar în anul următor, 48, intră în vigoare Constituția Socialistă, o copie după cea a lui Stalin. Iar de aici încolo, nicio forță politică nu mai poate să le conteste autoritatea. Se restructurează instituții și se introduc altele noi pentru control și represiune. Poliția și jandarmeria lasă locul miliției și trupelor de securitate care aveau scop să intervină în lupta de clasă. Serviciile de informații trec direct sub autoritatea sovieticilor. Tot în 48 se înființează la Ministerul de Interne, pe modelul rusesc al KGB-ului, Direcția Generală a Securității Poporului, aia care l-a dat jos și pe Ceaușescu la Revoluție și care ne mai bântuie și astăzi. Economia începe să funcționeze pe baza planurilor cincinale. Sunt naționalizate industria, transporturile, mineritul, asigurările și sistemul bancar. Tot în 45 începe și colectivizarea agriculturii, care se va termina abia în 62. Țăranii au ținut de proprietățile lor, la care visaseră toată viața și pentru care s-au bătut în război. Au fost răscoale, 80.000 au fost întemnițați, ținuți în carceră, amendați, judecați pentru sabotarea colectivizării, iar cei mai mulți au cedat mai devreme sau mai târziu. Doar 9% din suprafața cultivabilă a țării a rămas în proprietate personală. Chiribăți de la Tata de la Țară, de exemplu, a refuzat să dea pământul la colectiv și a stat fugar prin pădure. Ăia tot i-l-au luat și au dat alt lot la Mama Dreacu peste două dealuri, de ei mai stricau și mistreții culturile. Dar a rezistat așa. Respect, Moș Chiribăți. Colectivizarea a contribuit alături de alte măsuri de sistematizare a vieții la distrugerea satului ca nivel de trai și ca mediu de viață în general, dar și a sufletului țăranului român care abia desprins de sub boier a ajuns să lucreze de nevoie pentru stat. Libertatea de gândire este suprimată, învățământul, toate instituțiile sunt direcționate să îndoctrineze populația cu noua ideologie. Nici cu bisericile nu prea sunt prieteni comuniștii și mai dărâmă din ele. Închisorile sunt umplute cu deținuți politici. La Sighet este concentrată elitica. La Sighet este concentrată elita politică a României de până în 44. La Pitești este
este pus în fapt un înfiorător proiect de reeducare, executat de torționari în frunte cu fostul legionar bolnav la cap, că altfel nu pot să-mi imaginez așa ceva, Eugen Țurcanu, și multe alte penitenciare care au distrus mii și mii de oameni, pentru care societatea românească nu mai avea loc, că le-a spus tata Stalin unor martalogi că ei trebuie să conducă țara. Mulți oameni sunt strămutați pe criterii sociale și politice în Bărăgan și la Canal și torturați prin muncă forțată în niște condiții inumane. Pe modelul stalinist se dă drumul unui proces de industrializare forțată și urbanizare pe fugă. Uite ce gri și urâte sunt cele mai multe dintre orașele noastre. Și că s-a construit mult și a pagubă, îți dai seama și din câte orașe și uzine se mai văd și azi părăsite. Știți placa aia că a fost comunismul cum a fost, dar s-au făcut multe. Nu mai ajungea România unde e azi fără comunism. Păi tocmai că ajungea și poate și mai bine. În timpul ăsta, partea liberă a Europei se reconstruia metodic pe baza planului Marshall, finanțat de Statele Unite. Dovadă că s-ar fi putut și altfel dacă tot ne batem în teorii din astea. Peste toate vine marea foamete din 45-46, în Moldova mai ales. Secetă plus rechizițiile sovieticilor care colectau forțat fără să țină seama că oamenii făceau foame. În Basarabia s-a ajuns chiar și la canibalism, acum 60 de ani. Până într-acolo și-au bătut joc sovieticii și au distrus condiția umană. După război, mulți basarabeni și bucovineni au fost deportați în Siberia și alte zone rusești ca să distrugă comunitățile, să aducă alte nații vorbitoare de limbă rusă în loc și să meargă colectivizarea mai repede. Suntem în 1948 la Congresul Partidului Muncitoresc Român, unde se hotărăște oficial ca membrii de partid să fie numai idioți și maxim mediocri. Membrii claselor exploatatoare, nu mai spun cuvântul ăsta, membrii claselor exploatatoare dușmănoase sunt excluși. Gen Lucrețiu Pătrășcanu, om de vârf al partidului, dat afară pe motiv că prea trecuse el pe la școală. Este declarat dușman al partidului, scos din guvern și apoi băgat în malaxorul de discreditare comunistă până la condamnarea la moarte din 54. La fel se întâmplă și cu alți aproape 200.000 de membri de partid, că de-acuși făcuseră treaba cu ei și aveau de unde alege. Pentru șefia de partid se bat Gheorghe Gheorghiu Dej și Ana Paucăr. Dej era comunist din popor, Paucăr era din divizia trimisă de la Moscova. URSS-ul este lovit de antisemitism, că este năzare lui Stalin, deci Tanti Paucăr și grupul ei sunt cam pierduți. În iunie 52 demisionează și Petru Groza din fruntea guvernului, iar Gheorghe Gheorghiu Dej deține acum toată puterea și în partid și în stat. În anul următor, 53, moare și Stalin, iar în locul lui vine Nikita Hrușciov. Asta îl îngrijorează pe Dej, care fusese cățelușul Moscovei, și începe să se dea băia de treabă. Condamnă din torționarii care, cred că fără știrea lui, torturaseră adversarii politici și vina este aruncată evident pe gruparea Paucăr. Încearcă să-l contrazici. Iar mărinimia nu se oprește aici. Sunt grațiați și eliberați din închisoare o parte din deținuții politici. În 55, țările blocului sovietic semnează tratatul de la Varșovia, alianță militară venită ca replică la NATO. Imediat se și face uz de ea anul următor, când românii sunt complici la înăbușirea Revoluției Maghiare de către sovietici, iar premiul este retragerea consilierilor și armate ruse de pe teritoriul nostru în 58. Pe scena mondială, anul 1962 marchează un episod foarte tensionat. Criza rachetelor nucleare, când Kennedy și Hrușciov sunt aproape să pulverizeze specia umană. În cazul declanșării războiului, ai noștri dau asigurări SUA că vom rămâne neutri, semn că lui Deji se cam luase de atâta pupat în Moscova. Rușii nu prea se mai înțeleg nici cu chinezii, iar România face un pas spre China lui Mao, care încurajează detașarea de Kremlin. Martie 65, moare Gheorghiu Dej. Premierul Gheorghe Maurer refuză propunerea de a-i lua locul și noul șef de partid devine Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu, un alt copil crescut în condiții grele, care nu a primit destul afecțiune și a ajuns un demen narcisist și megaloman, e portretul perfect al combinatorului care oscilează între Moscova și Occident, astfel încât să nu supere prea tare nici pe unii, nici pe alții. Și în același timp să-și păstreze puterea în țară. Schimbă numele din PMR în PCR, țara devine Republica Socialistă România, introduce o constituție nouă în care partidul era declarat autotputernic, iar el, ca lider, avea puteri nelimitate. În perioada următoare face și el așa cum a văzut la ceilalți. Îi îndepărtează pe oamenii vechi a lui Dej și bagă în loc lângă ei proprii. Între timp, la Moscova, Nikita Hrușciov este înlăturat și înlocuit de Vladimir Brejnev. La prima întâlnire oficială, Ceaușescu face gât că vrea tezaurul înapoi. Rușii parcă au fost loviți cu tigaie în cap și nu le vine să creadă. Apoi ripostează și ei că daune de război, că alea. Oricum, România plus URSS nu mai egal love. În 67, Ceaușescu, în relații tot mai reci cu rușii, începe să o dea pe diplomație cu Occidentul și scoate și bani din asta. Bate palma cu RFG și Israel pentru repatrierea etnicilor germani, respectiv evrei de la noi, răscumpărați de cele două state. Atitudinea asta de socialist rebel atrage atenția americanilor, iar în martie 67, vicepreședintele pe atunci, Nixon, vine în vizită la București. Anul următor trece în city break pe la București și Charles de Gaulle, președintele
Franței și parcă se dezmorțea puțin atmosfera. August 68, primăvara de la Praga. Încă o lovitură de imagine dată de Ceaușescu, care, ca și Tito din Iugoslavia, nu intervine alături de țările Tratatului de la Varșovia împotriva Partidului Comunist Cehoslovac, cel care inițiase o serie de reforme cu care ieșeau din rând. În 71, Nea Nicu și-a concediu. Merge să se reculeagă la prietenii dictatori orientali în China, Coreea de Nord și Vietnam. Și se întoarce impresionat. Vrea și el portrete imense desenate de copii cu pancarte. Partidul și poporul trebuie să-l iubească nemărginit. Asta lipsea din viața lui. Acum începe să o ia pe arătură rău de tot, cu propagandă, cu naționalismul ăla turbat, la pachet cu celebru cult al personalității conducătorului suprem, cu defilări și ceremonii de prost gust de care mai suferă și astăzi poporul român. Deciziile sociale, economice, culturale, tot, încep să fie luate numai de ceașcă și apropiații. Iar cei care vedeau lucrurile mai altfel, premierul Maurer, de exemplu, sunt înlăturați. Planificarea proastă a economiei, pornită de la niște idei absurde neconforme cu realitatea, duce la niște proiecte falimentare. Coloș industrial, proiecte urbane gigant, demolarea unui cartier întreg al Bucureștiului pentru construcția centrului civic al capitalei, Casa Poporului și Bulevardul Victoria Socialismului, azi Bulevardul Unirii. Din proiect face parte și noul sediu al Bibliotecii Naționale. Clădirea asta măcar a fost renovată și acum e funcțională, din 2012. Tot pe lista asta intră și Casa Radio, o altă urâțenie în paragină. Economia a fost dirijată spre industria grea, că așa îi se părea genului economic Nea Nicu că trebuie să fie. Se visa mare exportator, numai că dacă produci cu echipamente învechite, normal că ies produse necompetitive depășite de tehnologia occidentală. Piața de desfacere principală rămâne cea a statelor comuniste, numai că astea erau cam sărace. Dau la schimb cartofi, fasole din astea. Nu valută, cum visa tovarășul. În 77 lovește cu tremurul, în 78 criza petrolului, iar în 80-81 un val puternic de inundații. Deci planul cincinal cam rămâne în plop. Mai vine cu niște idei mișto Nea Nicu. Nu știu ce băga, dar așa idei idiote nu te lovesc treaz. Vrea să dărâme casele din sate și să mute țăranii la bloc. Până în 89 demolează vreo 500 de așezări. Interzice avorturile și bagă un impozit pentru cuplurile fără copii, păi să producă material uman pentru țară, care are nevoie Nea Nicu de oameni pe șantier. Măsurile astea, suprapuse peste nivelul de trai tot mai prost, serviciile medicale ca ele, alimentele care începeau să fie date cu rația, au făcut ca orfelinatele să se umple. Mulți copii cu probleme erau ținuți în condiții înfiorătoare și pur și simplu lăsați să moară, că statul n-avea nevoie de handicapați. Planul de industrializare făcut de intuiția lui de zeu se dovedește falimentar și datoria externă crește enorm. Tovarășul se supără în 82 și se ambiționează că România o să-și plătească toate creditele până în 90, chiar dacă asta însemna ca 20 de milioane de oameni să facă frigul și foame. Stați liniștiți că și asumă el. Poporul suferea și în același timp era obligat să ridice în slăvi cuplul dictatorial. Încep să apară manifestări de nemulțumire împotriva autorităților. Cele mai importante a minerilor din Valea Jiului și a muncitorilor din Brașov. Cozi, foame, frig, întuneric, mișto. Și când mai auzi pe câte unul că nu era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, nu-ți explodează capul? Că de bine de rău i-a dat, că i-a dat serviciu, că i-a dat casă, bă, dar gândește-te o clipă, cum ar fi să mai vrei o felie de pâine și să n-ai de un soi, să te uiți peste umăr de fiecare dată când deschizi gura. Cum ar fi acum să rămâi fără curent la ora 10 noaptea? Bă, păi libertatea nu se compară cu nimic, doar că unii oameni nu se mai simt confortabil să fie liberi. E mai comod să ia alții deciziile în locul lor și apoi numai să se plângă de pe margine că nu ne-a dat. Păi nu încerca să iei libertatea tuturor doar pentru că nu știi tu ce să faci cu ea, că poporul ăsta a ajuns cu greu să o recupereze și vreau să cred că nu o să mai renunțe așa ușor la ea. Tot cârdul ăsta de decizii proaste a provocat criza economică severă de la sfârșitul regimului, iar efectele se văd până astăzi. Ceaușescu se izolează tot mai mult de Occident și se ambiționează să nu urmeze nici măcar sfaturile liderului sovietic Mihail Gorbaciov, care în vizita lui la București în 87 încearcă să-l convingă că trebuie ceva schimbat, că nu o să mai ducă mult cu socialismul ăsta pe stil vechi. În 89, țările comuniste europene sunt curentate parcă și se trezesc din tâmpenia asta care durase jumătate de secol. Ceaușescu e totuși încrezător că pe el și pe consoarte poporul îi iubește necondiționat și n-are cum să vrea să-i dea jos. La mijlocul lui decembrie, la Timișoara, susținătorii pastorului Laszlo Tökés, persecutat de autorități, sunt confruntați de miliție. Atât a trebuit. Poporul explodează, iar scandările ajung rapid la jos Ceaușescu și jos comunismul. Liderul nostru iubit ordonă să se tragă mulțime, apoi încearcă să mușamalizeze moartea celor 122 de protestatari. Se instituie starea de necesitate în județul Timiș, în timp ce la București, tovarășul Ceașcă aruncă cu praful în ochi cu măriri de salarii, pensii și ajutoare sociale. Pe 21 decembrie convoacă o adunare populară în piața Palatului ca să condamne ieșirile huliganice ale timișorenilor. Numai că membrii de partid veniți să-l aclame sunt rapid acaparați de masa de protestatari și de aici nu mai e cale de întoarcere. Este scoasă armata să potolească mulțimea. Tot Bucureștiul fierbe. A doua zi, ministrul apărării Vasile Milea arată un strop de onoare și se sinucide. Armata refuză să mai confrunte poporul. Frumosul cuplu pierde orice sprijin și fuge cu elicopterul. După masă sunt arestați la Târgoviște și de teamă ca nu cumva să nu le mai iasă planul dacă îi lasă în viață, să mai apară ceva oameni loiali care să-i salveze, revoluționarii adunați în jurul lui Iliescu, șerpii ăia care pusese rămâna pe putere, organizează o tentativă de proces, Nicolae și Elena sunt condamnați la moarte și executați și cu asta se cam pune punct
prezent regimului totalitar comunist în România. 1166 de oameni au murit în toată țara la Revoluție. Sistemul nu va dispărea totuși. Mișcarea de stradă, Revoluția Oamenilor, ajunși la limita răbdării, este confiscată de membrii de partid, securiști, militari și oameni ai Ministerului de Interne, care se îmbracă în salvatori și se perindă pe la radio și televizor, în clădirea asta. Poporul pune votul și la piesa asta de teatru care se trântește în fața ochilor, că de unde să știe săracul. Și țara intră pe mâna altor oameni de bine. Vorbim mai pe larg în episodul următor. Comunismul a încercat să creeze un om nou. Asta visaseră Marx și Lenin, un om care este doar un contur gol, fără personalitate și complet devotat statului. Doar că pe lângă toate aberațiile la care a fost supusă ca să se adapteze la sistemul ăsta strict, nenatural firii umane, populația a mai deprins indirect niște caracteristici care ne-au alterat ca popor și au rămas adânc în comportamentul și felul de a gândi a românului. Așa s-a ajuns ca minciuna, lașitatea, furtul, lipsa de moralitate în general să fie văzute ca practici normale, când altfel nu te puteai descurca în societatea aia. Și acum e greu să te dezvezi de ele. Conducători condamnați penal, minciuni date pe față, dar trecute cu vederea că de bine de rău ne-a dat și nouă, plus că mai faci și tu câte o mânărie când ai ocazia, dar e ok, că așa au făcut și ceilalți. Eu sunt născut după Revoluție, dar tot mă surprind cu niște apucături din astea uneori pe care mă străduiesc să le înving. E normal să le ai, că nu trec peste noapte, doar că odată ce le conștientizezi, de datoria ta să le ajustezi. Iar exemplu personal e cel mai puternic când vrei să schimbi ceva. Trebuie să ai curajul să fii altfel, începând de la relația cu familia, prietenii și apoi cu societatea în general. Dacă ești sincer cu tine și ai puterea să te comporți așa cum crezi că e bine, atunci nu mai normalizezi niște comportamente proaste prin lipsa ta de reacție. Dacă vezi pe cineva că se bagă în față la rând, atrage atenția omului. Decent, dar trebuie să iei atitudine. Când discuți cu ai tăi despre politică și îți spun că nu contează, că toți sunt hoți, ai puțină răbdare să le explici că nu e așa și că tocmai de la resemnarea asta decurg toate nenorocirile. De la lucrurile astea mici pleacă tot, de la fiecare în parte și cu răbdare. Și eu mă simt prins între revolta față de un stat controlat de niște oameni care nu mă reprezintă și datoria de cetățean de a-l respecta și a încerca să-l fac mai funcțional și pe care încerc să-l răsplătesc la rândul meu prin munca pe care o fac în folosul societății, cred eu. Trebuie să realizăm totuși că trăim în cea mai bună perioadă a omenirii. Hai să nu ne mai plângem atâta că e greu. Ce e greu? Că ai mâncare la discreție, pastile și internet de mare viteză? Hai să fim serioși. Dă-ți-o leacă interesul, dă-o dreacu de treabă. Ok? Bine? Hai, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!